Manifestarea cunoscută până acum sub numele de Slatina Dragostea mea devine anul acesta gala laureaților și se va desfășura în perioada 20-24 ianuarie. Sute de revi, profesori și sportivi care au câștigat premii importante în anul 2016 vor fi răsplătiți pentru rezultatele deosebite în cadrul Galei Campionilor, care se va desfășura în prima zi. Pentru 21 ianuarie este programată Gala Superlativelor, când vor fi premiate societăți comerciale care, prin activitatea lor economică, contribuie la dezvoltarea orașului. Ziua de 22 ianuarie va fi dedicată copiilor, care vor putea viziona gratuit filme și piese de teatru. Cam fiecare an vor fi premiate și cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsnicie în cadrul Galei Seniorilor de pe 23 ianuarie. În ultima zi, pe 24 ianuarie, se va sărbători unirea principatelor române cu un ceremonial militar, dar și cu programe artistice. În perioada 20-24 ianuarie vom desfășura Gala Laureaților, începând de vineri, vom avea gala campionul unde vor fi premiați elevii, sportivii, profesorii și antrenorii pentru rezultatele obținute. După care, sâmbătă, pe 21, vom avea gala superlativelor, iar luni vom avea gala seniorilor. Toată gala laureaților se va desfășura la Centrul Cultural Eugen Ionescu. Anul acesta, în premieră, prima atestare documentară a municipiului Slatina se va sărbători în două etape. Prima gala laureaților, iar cea de-a doua zilele Slatinei, care vor avea loc pe 1 iulie. Pentru gala laureaților, primăria Slatina a pregătit un buget de 400.000 de lei.